Mai puține îmbolnăviri cu coronavirus în weekend în județul Buzău, dar din păcate și un nou deces. Este vorba despre un pacient în vârstă de 82 de ani care s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență Buzău cu probleme respiratorii. După ce a fost confirmat cu SARS-CoV-2, bărbatul a fost internat în secția Boli Infecțioase, iar ulterior la secția ATI, unde a și decedat. Pacientul suferea de hipertrofie benignă de prostată și de neoplasm la colon operat. Potrivit direc de Sănătate Publică în ultimele 24 de ore în județ au fost confirmate 12 cazuri noi de COVID-19, 3 pacienți fiind diagnosticați într-un laborator privat de analize, iar un pacient într-o unitate sanitară din alt județ. Cei 12 pacienți nou confirmați au vârste cuprinse între 21 și 69 de ani. Conform autorităților sanitare, numărul total de cazuri pozitive din județul Buzău a ajuns la 2.874. 4, 2.539 de persoane fiind declarate vindecate și externate. De asemenea, 265 de persoane se află în carantină, iar 125 în izolare la domiciliu. Numărul total de decese COVID-19 înregistrat în județul Buzău de la începutul pandemiei a ajuns la 103.